Comisarul European pentru Locuri de Muncă și Drepturi Sociale a afirmat în cadrul întâlnirii cu Ministrul Muncii și Solidarității Sociale Marius Budăi că din partea Comisiei Europene există flexibilitate în privința ajustării plafonului de 9,4% din PIB pentru cheltuielile cu pensiile, precum și în legătură cu durata menținerii unui astfel de plafon. Comisarul European a mai adăugat că stabilirea acestuia ar putea avea loc după finalizarea analizei realizate de Banca Monetară în baza contractului de asistență tehnică pentru implementarea reformei cu sistemul public de pensie din România. În întâlnirea cu reprezentantul Comisiei Europene, ministrul muncii Marius Budăi a susținut că în contextul creșterii prețurilor la energie, alimente și medicamente, plafonarea cheltuielilor cu pensiile la 9,4% din produsul intern brut ar condamna milioane de pensionari la sărăcie severă. Suntem de acord să susținem orice reformă a sistemului de pensii, însă numai dacă o astfel de reformă nu-i condamnă la sărăcie pe pensionari, așa cum s-ar întâmpla în forma actuală a Planului Național de Redresare și Reziliență, a declarat Marius Budăi. Precizările făcute de comisarul european Nicola Smith infirmă toate comentariile partidelor și liderilor politici care au contribuit la realizarea Planului Național de Redresare și Reziliență și care susțineau că angajamentele asumate numele României nu mai pot fi modificate, chiar dacă menținerea plafonului de 9,4% din produsul intern brut pentru pensii ar echivala cu o înghețare a veniturilor pensionarilor pe o perioadă de 48 de ani până în 2070. În forma actuală a Planului Național de Redresare și Reziliență cu care se lăuda fostul ministru USR al Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, la reforma 6, jalonul Ținta 2011 se precizează, noua legislație va introduce o nouă formulă de calcul pentru pensiile noi și pensiile în curs de. De plată. Parametrii formulei vor fi aleși cu atenție în conformitate cu obiectivul privind totalul cheltuielilor publice brute cu pensiile exprimate ca procent din produsul intern brut, 9,4% din PIB pe termen lung, adică în perioada 2020-2070. În plus, parametrii respectivi nu vor permite creșteri ad hoc ale nivelurilor pensiilor.